cea de seară, lăudăm pe Tatăl, pre Fiul și pe Sfântul Duh, Dumnezeu, vrednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiul lui Dumnezeu.
Cei ce slujesc
izbăvească pe noi de mustrarea lui dreaptă, care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Că ne rugăm și pentru ca Domnul Dumnezeu să audă glasul rugăciunii noastre a păcătoșilor și să ne miluiască pe noi. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Lumina, pacea, viața, sănătatea, mântuirea, cercetare, iertare, lăsare, păcată, rog, Dumnezeu, care s-au pomenit și pentru casă, Israelitelor, toată greșeala de voie, ceapă de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Cine de noi, Dumnezeule, Iubitor nostru, nădejdea tuturor marcilor Pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre, cine miluiește pe noi. Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești, și ție slavă ne lăsăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și bunurea și în vecii vecilor. Amin. Yeah.
miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă prăvelegele noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Între tător credințe și timpădeților, învățător însătării, Yeah.
ta. Iar pe credincioșii tăi rog, care vor gusta din ele, îi sfințește. Că tu ești cel ce binecuvintești și sfințești toate Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tărtului fără de început, și Preasfântului și Bunului și de viață, Părătorului tău. Acum și bunurea și veci, veci, la ta slavă că sunt cu frigă și cu cutremă ca niște robi nevrednici, cu milință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra robilor tăi, slujitori, dinuriași, binefăcători ai acestui slăcaș și asupra tuturor cetățenilor acestui oraș, ocrotiți de Sfântul Iar Nicolae și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Iarăși căzând înaintea ta mulțumim, rugând cu milință nemăsurat și nespusă ta milostivire ca, precum ai binevoit a primit până acum rugăciunea robilor tăi, credincioșii acestui oraș. Și cu milostivirea ei bănirice care se primi cererile, așa și de acum înainte, credincește a spunit sub dreapta credință. În dragoste ce credinței și celor de aproape și toate faptele cele bune și a dovândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește de toată reaua întâmplată, dăvește-ne pace, sănătate și liniște și ne vrednicește pe toți totdeauna mulțumirea aduce cele de-a bunea lui și a cântație și celui fără început al Tău Părinte și Preasfântului și Duhului de viață Făcătorului Duh, Dumnezeului celui să vină într-o ființă. Slavă ție, Dumnezeule, Dătătorul nostru de bine, în vecii vecii tot. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
miluiește, Doamne miluiește, prea puternice Părinte, binecuvintează. Hristos, adevăratul Dumnezeu, dor al credinței și chip al gândeților învățătorilor întâlnării, te arătați pe tine în urmii tale, pentru aceasta câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate, Părinte Ierarhie Nicolae, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Fraternice Părinte, fraternici părinți, domnule primar, bisericioși și prieteni ai Sfântului Ierarhie Nicolae. Sfântul ne-a ajutat în această seară să ne întâlnim în rugăciune în cea mai veche biserică a orașului, a municipiului Ionești. Din 1843 construită această biserică, închinată Sfântul Ierar, cel mai iubit, cel mai popular sfânt din toată Ortodoxia, aș putea spune, pentru că este un sfânt iubit atât de lumea occidentală, de Biserica Apostolică, cât și de cea răsăriteană, sau cea ortodoxă. Nu aș dori să fac o trecere revistă a vieții Sfântului Ierarhie Nicolae, pentru că este foarte cunoscut. Mi-aduc aminte când eram copil, la bunica acasă, prima lectură biblică, prima povață, prima poveste cu sfinți, citită de bunica mea, a fost o minune a Sfântului Nicolae. Și cred că fiecare dintre dumneavoastră ați auzit pe parcursul vieții multe și multe minuni făcute de acest sfânt mare, iubit de oameni. Și de aceea este cumva nefiresc să vorbesc acum despre viața lui, pentru că este foarte cunoscută. Ci aș dori să mă aplec asupra unor detalii foarte actuale ale lucrării Sfântului Ierarhie Nicolae în viața oneștenilor, mai degrabă. Pentru că Sfântul Ierarhie Nicolae vorbește acest municipiu de mai mulți ani, sigur că este un sfânt foarte iubit, dar de ce se aseamănă timpul de atunci, secolul IV, pentru că el s-a născut în 970 și a trăit la sfârșitul secolului III, începutul secolului al IV-lea, din tradiția noastră știm că a trecut în veșnicie în anii 340, în preajma acestor ani, și în decursul celor 70 de ani de viață, Sfântul Ierarhie Nicolae în acea cetate a creștinismului, acea cetate a iubirii milostive pe care a creat-o Sfântul Ierarhie Nicolae, putem spune că a transferat aceste valori și în cetățile unde el este ocrotitor. Este foarte surprinzător, plăcut și foarte interesant să vedem o urbe pusă sub ocrotirea Sfântului Ierarhie Nicolae, asemănându-se cu o urbe de acum 1700 și ceva de ani. E foarte interesant, pentru că, deși atunci erau biserica prigonită și împăratul Licinius, care s-a luptat cu împăratul Constantin și care împăratul Constantin l-a biruit și a adus credința creștină ca fiind o religie de stat, deși nu era măcar nici acceptat, era religie licită la momentul respectiv, odată cu această prigoană a bisericii, să știți că nici acum nu suntem într-o situație foarte confortabilă. Și acum este prigoană în sensul mediatic vorbind. Dacă nu este o prigoană a armelor și a suriților și a închisorii, pentru că Sfântul Ierarhie Nicolae a fost și el închis, a fost și el prigonit, pentru credința cea adevărată, mărturisită de el, astăzi, cei care își afirmă în mod public credința, sunt puși la zid. Sunt puși într-un sector separat a excluziunii mediatice, sociale, pe baza credinței cele adevărate. Paradoxal, suntem într-o țară dreptumăritoare, cu o populație ortodoxă majoritară, și cu toate acestea, nu prea ai cum să-ți manifesti credința, de exemplu, într-un spațiu public,
sau în mediul virtual, pentru că imediat ești atacat. Este o formă de martiriu să spui că ești un creștin practicant. Și atunci ești bombardat de tot felul de persoane care se dau drept atee sau necredincioase și sunt oarecum excluși. Deci oarecum comparăm situația de atunci cu cea de acum și mă înțelegeți că nu este ușor pentru un creștin să-și exprime credința în aceste medii. Pentru un copil, așa cum a fost și Sfântul Ioan Nicolae, a crescut într-o familie deosebită, tatăl, Teofan, mama, nona, niște părinți virtuoși care l-au format, l-au educat și l-au oferit bisericii ca pe un vlăstar adevărat și plăcutul lui Dumnezeu. Acum că copiii care cresc în familii creștine, ca și atunci, sunt oarecum excluși în acest mod de a trăi autentic viața în școală. Dacă un copil își face cruce la începutul orilor, e luat în râs de ceilalți care nu sunt practicanți. Sau poate că spiritul de grup îl face să pe acel copil să fie oarecum dat la o parte din credința lui. Și atunci copilul se inhibă, își interiorizează sentimentele religioase și nu își le manifestă exterior. Ceea ce nu este foarte bine. De aceea, cu toții, acum suntem părinți de copii, avem copii la școală, avem copii să se simtă la școală ca acasă, să se simtă bine și confortabil ca o icoană în fața căreia să se roage. Și am văzut, spre surprinderea mea plăcută, multe școli din Onești având icoana Sfântului Ierarh Nicolae, cultura acestui oraș, și pus undeva la loc de cinste alături de Maica Domnului. Ceea ce spune multe, atât dascălii credincioși ai orașului acesta, cât și edilii orașului și toți cei care sunt puși să conducă destinele acestei curve, cred că lucrarea Sfântului Nicolae nu se oprește doar în viețile Sfinților și în Pateric. Și în lucrarea aceasta doar didactică, pedagogică din biserică. Ci Sfântul Nicolae este transferat în viața fiecărei familii și trăit autentic în mod exemplar de familiile acestea din Onești. Numărul atât de mare de credincioși de aici, din biserică, din această stare, exprimă tocmai acest lucru. Că puteți să stați foarte bine acasă, să vă întâlniți cu prietenii sau cu familia, oarecum, făcând lucrurile cotidiene, cele care le știți deja la această seară, și ați ales să fiți în această seară rugăciune cu noi. Noi, dacă cu preoții, ci cu Sfântul Ioan Nicolae. De aceea, sigur, jertfa dumneavoastră nu va rămâne fără răsplat. Nu va fi trecută cu vederea de Sfântul acesta drag nouă tuturor. Pe de altă parte, un oraș al milostivirii este orașul pe care Sfântul Ioan Nicolae l-a gândit. Mira Lichia a devenit un oraș al milei trupești. Al dragostei față de oameni aflați în nevoie. Știm foarte bine de la omul care are un serviciu oarecare în oraș până la oameni importanți, oamenii aceștia din comunitatea oneșteană fac fapte de milostenie. Alături de mine este biserică. Pentru că biserica trebuie să fie cea care dă întotdeauna tonul la faptele ce bune. Firesc că urmăm sfatul evanghelic. Dați-le voi să mănânce. În capitolul 14, versetul 16, la Matei, Mântuitorul dă porunca apostolilor să facem faptele cele bune. Și atunci, dacă orașul acesta este un oraș al milei trupești, al dragostei față de oamenii săraci, prin acțiunile, prin proiectele protopopiatului, prin proiectele Bisericii Sfântul Nicolae și ale celorlalte parohii, toate parohiile din orașul acesta au programe sociale, fie implementate de la eparhie, de la centru eparhial, fie au propriile proiecte, toate au această dimensiune socială, filantropică, comunitară. De aceea, ceea ce a făcut Sfântul Nicolae, am împrumutat și noi, după exemplul vieții lui. Pentru că în timpul vieții sale, Sfântul Ioan Nicolae a avut grijă de oamenii săraci, orfani. Știm bine exemplul acelui tată care avea trei fiice și era cât pe ce să le vândă pentru a-și întreține familia, în sensul că ar fi ajuns să facă desfrânare, pentru că nu avea cu ce trăi familia respectivă. Și Sfântul Ioan Nicolae a cunoscut el, inspirat de Dumnezeu, și a adus trei pungi de galben. Iar a treia oară
l-au găsit, l-au prins pe Sfântul Nicolae, familia, tatăl, fetelor și l-au văzut, era ierarhul lor, cu lor, era arhiepiscopul Nicolae. Ceea ce se întâmplă astăzi, să vedem oarecum și orașul acesta, oameni de bine și oameni simpli care își îndreaptă atenția spre cei aflați în nevoie. Și Sfântul Nicolae a miluit orfanii, văduvele, oamenii bolnavi, oamenii bătrâni și toate grupurile sociale vulnerabile au fost sprijinite de Sfântul Nicolae, un om al milostivirii. S-a arătat în revelație, în descoperire și acelui corăbier care a dus grânele de pe mare în cetate, care cetatea era încercată, era foame de mare și Sfântul era, a adus aceste grâne, acest grâu și a fost o binefacere. A reușit să se roage pentru cei indemnizați pe nedrept și au fost salvați și să ajute atâția oameni. Deci este Sfântul Darului. Este Sfântul Bucuriei. Este Sfântul care face multe binefaceri. Este Sfântul iubit de copii și de marinari, de altăva, că este vorbitorul celor de pe mare care îl urmăresc. Și care conduc corăbiile și vapoarele. Am văzut iarăși lucru frumos, mergând în un vaporaș în Grecia, am văzut un parapis în un vapor de croazieră, când mergând pe Sfântul Munte, am văzut un parapis și cu icoana Sfântului Nicolae. Adică un parapis cu candela aprinsă pe vas. Pentru că cinstea pe care are Sfântul Nicolae pentru corăbie, pentru marinari, este una deosebită. La Bari, unde se află Sfintele lui Moaște, chiar aproape de port, cei care ați ajuns acolo, lângă mare, găsim la subsol, acolo, într-un loc special amenajat, o candelă cu două, cu două făclii. Deci o candelă care, în care arzi două lumini. Una pentru biserica de apus și una pentru biserica de răsărit, pentru că Sfântul acesta este foarte iubit de toată creștinătatea. Asta arată cinstea deosebită pe care are în întreaga lume Sfântul Ioan Nicolae. De aceea a fost și un mărturisitor al dreptei credințe. La Sfântul Sinod I Ecumenic de la Nicea a reușit în 325 să lupte pentru dreapta credință, pentru mărturisirea adevărului, că Mântuitorul nu era o creatură supremă făcută, creată, de, generată de Tatăl Ceresc, ci era însuși Dumnezeu. Și de aceea a și avut puterea să-i dea o pană lui Arii, acel eretic care afirma toate aceste lucruri greșite despre Dumnezeu Fiul și alături de Sfântul Spiridon, la fel de cinstit și iubit de întreaga creștinătate, cinstit și el pe 12 decembrie, imediat, iată că au luptat pentru această mărturisire cea adevărată. Și de la el avem și astăzi în cetatea aceasta Oneștiului oameni care mărturisesc adevărul. De la biserică, de la amon, dar și în cetate, adică în urbe. Oamenii sunt convinși că adevărul de, să fie, adevărul de credință trebuie să fie totdeauna promovat și respectat. Ca orice biserică, ca orice etapă a istoriei, și pe vremea Sfântului Nicolae, și pe vremea noastră, și acum, marea această bădurată încă persistă. Cum știm bine că biserica este ca o barcă pe marea bădurată, iată și vremurile acestea sunt de multe ori tulburi. Și Hristos fiind cârmaciul și Sfântul Nicolae fiind și el păstierul care duce greul acestei biserici și se roagă ca mijlocitor pentru noi, el, Sfântul Nicolae, ne va apăra, ne va ajuta în toate situațiile dificile care ar fi. Economice, spirituale, morale și toate celelalte care pot apărea într-o cetate, într-o țară, într-o lume întreagă. De aceea, oarecum, este o binecuvântare pentru acest oraș să îl aibă ocrotitor pe Sfântul Ioan Nicolae, un mare rugător, un mare făcător de minuni. A făcut multe, multe minuni Sfântul acesta și în timpul vieții și după ce a murit, după ce a trecut în veșnicie. Și sunt sute de cărți scrise despre el. Este imposibil de vorbit și, repet, de la copiii mici, de la 2-3 ani, care își alină oarecum dorul de mamă și de afectivitate și de bucurie de a fi lângă părinți, prin aceste lecturi patristice ale bunicilor sau părinților, copiii cresc cu Sfântul Nicolae în casă, copiii îl văd pe Sfântul Nicolae în icoană,
copiii văd că în ghetuți apare ceva în ajun de Moș Nicolae. Asta tocmai pentru că este o supraputere pe care are Sfântul Era Nicolae, folosind termenii actuali, supraputere, că toți suntem supereroi, da? Superputeri, ci are o lucrare deosebită cu copiii și îi bucură. Dar se bucură și ceilalți mai mari care primește ceva, dar tocmai pentru că Sfântul Nicolae întotdeauna a fost asociat cu Sfântul Iubirii, Sfântul Iertării, Sfântul Darului. Să ajute Sfântul să ne ocrotească pe noi, parohia aceasta binecuvântată, care are atâtea activități frumoase, să ajute Dumnezeu ca cetatea Urbea Oreșteană să fie ocrotită de Sfântul Nicolae, de toți cei care conduc vestirile aceste instituții, primărie, școli, biserică, toți să fim cu Sfântul Nicolae în inima noastră și întotdeauna să-L privim zilnic, să-L privim și să sărutăm icoana Lui și să facem o scurtă rugăciune. Dacă nu măcar atât să zicem, Sfinte, dar din Nicolae, roagă-te pentru toți și acum și în vecii vecilor. Amin. Vreți, vreți, vreți. Chiar să începem de consilieri. Chiar pe ceea ce vrei de protocol, priviți confrați, domnule primar, este specialități, priviți credincioși. Deși este nu știu câta oară când se sărbătorim cu sufletul și cu inima acest dar mare de suflet pe care înaintașilor Sfântului Hramul Sfintei noastre biserici, Biserica Sfântului Nicolae, care este, și îmi place să spun, părinte consilier, este biserica mamă a Universității. Este biserica de suflet. Este biserica în care mii și mii și mii și generații și generații i-au trecut pragul și au vărsat lacrimi și de bucurie și de durere. Ne gândim la cele două războaie mondiale, ne gândim la foamete, ne gândim, de fapt, la toate momentele acestea prin care cei care au trecut pragul le-au trăit aici. Aievia, aici, după plăterea Marelui și Sfântului Erar Nicolae. Ne bucurăm cu toții să fim în această seară de suflet într-un bucur de rugăciune. Și așa cum spune Sfântă Cântare, minunat este Dumnezeu de Sfinții Săi, iar în altă parte, la pavecență, ne rugăm atât de storitor, Doamne, de n-am avea pe Sfinții Tăi rugători și bunătatea Ta milostivindu-te despre noi, cum am îndrăznit Mântuitorule a Te lăuda cu Tine. În această seară vă mulțumim că ne-ați fost prezent aici în jocul nostru și știm că sunteți un iubitor al Maicii Domnului și cu toții suntem ocotiți să vă acoperăm mântul ei. Dumneavoastră care faceți, Sfinția voastră care faceți acolo lucrurile atât de frumoase la Gârja și pe deasupra ridicați o biserică atât de frumoasă pe valea aceasta a Uituzului, vă încredințăm din partea noastră, vă dorim această Sfântă Icoană pe care atunci când timpul și Bunul Dumnezeu vă rândui să simțiți biserica, supriți acolo ca cântare de suflet și de suflet. Dăruiți nu de noi, ci de Moșul Nicolae, dumneavoastră, Sfinții voastre. Vă mulțumim din suflet. Vă mulțumesc tare mult, Părinte Paroc. Nu întâmplător am lăsat la sfârșit acest cuvânt. Știm că Părintele este foarte iubitor, foarte darnic. Este un ucenic a Sfântului Era Nicolae, Părintele Paroc și celelalți părinți atât de frumos fac o echipă minunată, o familie deosebită aici. Dar întâmplător, mă iertați, am lăsat la sfârșit cuvântul de apreciere a ierarhului nostru. Sfântul Părintele Arhiepiscop Ioachim ar fi dorit să ajungă în această seară aici, în mijlocul dumneavoastră, că sunt foarte, foarte multe vestigii în eparhie cu Hramul Sfântului Era Nicolae și mi-a spus următorul lucru. Transmite Părintului Paroc, părinților și tuturor credincioșilor în această de Dumnezeu păzită parohie și urbe, că este alături de oameni minunați, care sunt după chipul și asemănarea Sfântului Era Nicolae. Vă prețuiește mult ierarhul nostru, se roagă pentru dumneavoastră și va fi întotdeauna alături, pentru că această comunitate oneșteană este una cu totul deosebită, prin dragostea
față de oameni aflați în nevoie. Să vă dea Dumnezeu sănătate, Părinte, vă rog, și să puteți să vă pătească și aveți pe ierarhul nostru alături de dumneavoastră în continuare, ca și până acum. Vă mulțumim pentru toți pentru tare. Vreau să începem din Dotopop. Acel moment de suflet, Părintele iubit al sufletului meu, vă oferim tot un dar de suflet pentru că ne-ați fost alături și pentru că ne știm de atâta vreme și ați crescut sub alepa acestei Sfinte Biserici. Îmi spuneați, când ați intrat în Sfântul Altar, că ați simțit, când ați intrat aici, ca și la catedrală, acel miros, acel duh de suflet pe care numai aici îl puteți găsi. Vă mulțumim și numai atât. Vă spunem sufletește, vă așteptăm de fiecare, fiecare dată cu multă dragoste și multă prețuire în jurul nostru. Să ne trebuiți. Vezi, credincioși, am în mână o Sfântă Cruce. O Sfântă Cruce pe care am adus-o din Țara Sfântă în 20 ianuarie 2008. Când, cu binecuvântarea Tatălui Ceresc, am fost particular la una din minunile care se întâmplă în Țara, care au loc în Țara Sfântă, nu care se întâmplă, care au loc în Țara Sfântă, și anume întoarcerea Iordanului la Bobodeasa. Am să vă spun în câteva cuvinte o istorie rătăleroasă, o nevedere plină de încercări, dar care, un copil care și-a dus această Sfântă Cruce, de tot parcursul vieții sale. Am purtat mult timp această taină Sfântului meu, dar acum consider că este timpul ca să vă spun și dumneavoastră cu tot sufletul și toată inima, din suflet și pentru suflet. Știți că acest moment este un moment în care mai ales cei mici îl așteaptă cu multă nerăbdare să vină moșul. Să vină moșul. Nu numai el așteaptă, și noi îl așteptăm, să știți. Dar vreau să vă spun cu un copil cu ani în urmă la vârsta doar de 9 ani în 84 noiembrie 17 avea să rămână atunci orfan de tată. În urma unui accident urât de tot, acest copil a rămas și a răzbătut, purtându-și pe tot parcursul vieții, crucea. Cu siguranță că a așteptat mult timp și el darul moșului Nicolae. Mama l-a purtat pe brații, l-a apărat, l-a ridicat, a scăzut cu lacrimi și l-a întâlnit în purtarea crucii. Ani au trecut, după ani și ani, prin sevuință, prin răbdare și pentru o luptă permanentă, astăzi a ajuns să fie un bun om. Spuneam Sfântul Părinte că lupta sub toate formele ei în viața aceasta, că viața sub toate formele ei este o luptă. Dar cu cât lupta este mai grea, cu atât bucuria victoriei de pe măsoră. Iar Sfântul Părinte spunea foarte frumos, ceea ce ești se vede în ceea ce faci. Astăzi, doi ochi îngerești și lacrimile unor ochi sinceri de mamă sunt cei care sunt mândri că în fața noastră și lucrul nostru este un bun om. Acest copil care și-a dus crucea vieții este Domnul Primar. Rămas orfan de la 9 ani. Și vreau să spun că Dumnezeu a înduit ca la puțin timp, după acea oră, în jur de ora 10, să treacă pe acolo părinții mei, care acum sunt și alături de Tatăl Dumnealui,
acolo sus în ceruri, Tatăl meu, cunoscându-L pe Tatăl Lui, veniți pe mie, pe București, eram student, și primul lucru când mama m-a îmbrățișat, mi-a spus, mamă, asta s-a întâmplat un mare necaz lângă podul Siretului. Domnul Elin a plecat. Și m-a simțit singur de 9 ani. Dar n-a rămas singur. Dumnezeu i-a ajutat. Și peste ani și ani, iată, ales de dumneavoastră, în Fruntea Orbii, ajungând ceea ce a spus bun om. Și ceea ce acel Sfânt Părinte spunea că ceea ce ești se vede în ceea ce faci. Domnule primar, la acest moment de sărbătoare a bisericii noastre, ne bucurăm să vă avem în jurul nostru. Și Dumnezeu va dădui pe viața dumneavoastră ca să aveți o ființă puternică, un braț pe care să vă sprijiniți, dar și un umăr pe care să vă puneți de atâtea ori fruntea încercată și plină cu de tot. Este Doamna Mâine. Vă fericităm din toată inima. Și vă fericităm pentru frumoasa familie pe care o aveți și că este pe noi cei care vă cunoaștem mai de aproape un model de a fi, de a lupta și de a răzbate. Îmi vine acum în minte ceea ce Mântuitorul ne-a lăsat, și anume că după cruce urmează înviere, după suferință urmează credință. Acum că Sfintele Sărbători încep încet, încet să se așeze în fața noastră, vă dorim tot prin cuvintele unui Sfânt Părinte care spuneau că nu-mi plouă cu fericire, dar sunt bucuros că picură. Vă dorim ca aceste picături de fericire să se așeze în sufletul, în inima și în familia dumneavoastră. Vă felicităm pentru toate ce te faceți pentru lumea noastră și vă mulțumim că ne-ați fost mereu alături și biserica noastră, biserica Mama Oneștiului, atât cu ajutoare financiare, cât și cu faptul că de fiecare dată am găsit la dumneavoastră o ușă deschisă. O ușă de înțelegere, de sprijin și mai ales de îmbărbătare. Ne știm de ani. Vă dorim din toată inima să ne trăiți mult și binecuvântați. Tot acest moment vreau să mulțumesc unui suflet mare care a fost lângă mine și care de fiecare dată când simțeam că nu mai pot, mai ales atunci când DSP-ul mi-a dat un timp de pentru funcționarea capelei din spate, care n-a fost făcută la timpul respectiv pentru așa ceva. Cei decedați să țineau atunci acasă, atunci ceva aminte, că au fost cazul când îi scoteam cu măcaraua pe fereastră. Dar a fost foarte bună la timpul ei. Dar după aceea, când am fost forțat să fac o nouă capelă, obligat, de fapt, nu știam. Vreo câțiva m-am luptat cu avizele de la Ministerul Culturii și odată când simțeam că nu mai pot, într-o cameră acolo de 3x2 metri, la un birou așezat pe colț, mi-am așezat frânt mâinile și am spus că nu mai pot. Și atunci un om de suflet, un om care m-a înțeles și m-a sprijinit mereu, a venit, mi-a pus mâna lui pe mâna mea și mi-a spus, facem. Acest om de suflet și care mi-a fost alături este Domnul Opentescu. Îi mulțumesc de suflet pentru că mi-a fost alături și, de fapt, m-a ajutat ca să-mi făptuim
ceea ce cu toți astăzi este pentru noi toți capela mortuară. Vă mulțumim, domnule City Manager. Aici era aici, da? Mai ales, acum aflat că sunteți astăzi creșteți și împărate. Dumnezeu să vă plătească și vă mulțumim pentru tot ce ați făcut pentru noi. Vă dăm, oferim această cenă de tare. Da. Tot la acest moment vreau să mulțumesc de toată inima și celor care mi-au fost aproape și care m-au susținut și m-au îmbărbătat, dragii mei. Nu se poate face nimeni niciodată singur și n-am făcut eu. Dumnezeu și Maica Domnului, Sfântul Ioan Nicolae, prin mâna Lui, a fost Cel care m-a binecuvântat și m-a întărit ca să facem ceva. Nu știu dacă am făcut tot ce trebuia, dar faptul că am încercat să fac ceva, poate și încercarea mea Dumnezeu mă face parte de ceea ce trebuia să fac. Deci eu mulțumesc că sunt tuturor celor care mi-au fost aproape și m-au sprijinit și financiar. Mă refer la doamna familia domnului Emil și Cristina Drăgan, care ne-au donat clopotele noi pentru biserica noastră, la doamna Mioara și Cristina Duhotaru, care, trebuie să vă spun că era singura biserică pe la 1900 care avea ceas în turn în zona aceasta. Dovadă și construcției aceasta deosebită neoclasică. Și dânsa a fost cea familie care a donat clopă, a donat acel ceas care bate, să știți, în clopot, iar diametrul cadranului este de un metru. Și tuturor celor care m-au fost aproape. Dar vă mulțumesc tuturor celor care m-ați înțeles, m-ați sprijinit, uneori m-ați și răbdat, să dea Dumnezeu ca moșul Nicolae să ne aducă darurile cele mai frumoase și binecuvântate în viața fiecare dintre noi. Sănătate și ridic până sufletească. O seară binecuvântată tuturor și mergeți acasă cu Sfântul Nicolae în suflet și rugăciune. Amin.